putem face în discurul ăla, așteptăm, dar noi începem lucrarea Domnului de consacrare ca fratele Nathanael în slujba de presbiter. Vă invit apoi să ne ridicăm în picioare, de cuvânt pe Domnul de Cartea lui Tit, două capitole scurte, primele două, de la versetul 4 în jos. Cei care aveți Scripturi, 1172. Și sigur, frații au dezvântarea, cere mie Domnul pe inimă să vorbească astăzi, în această sărbătoare. Și zic eu să ne binecuvânteze. Către Tit, adevăratul meu copil în credință, în credința noastră și amândora, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Te-am lăsat în pietă ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi presbiter în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care nu să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, și episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici el la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșat, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Într-adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, frecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât.
punem așa cum spune română. Punem căruța înaintea boilor. Doamne, dăm asta, dăm asta, dăm asta, dăm asta. Doamne, dacă vei da binecuvântări materiale, dacă vei binecuvânta casă, dacă... Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos. Și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Vi se vor da ca bonus. Dar condiționat de acest lucru, dacă eu caut mai întâi prioritatea numărul 1 în viața mea este împărăția lui Dumnezeu, atunci și numai atunci, ca la matematică, celelalte binecuvântări spirituale și materiale vin ca bonus. Dacă nu mă credeți, încercați să experimentez. Și mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Vă binecuvântez pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și mă rog ca să lase astăzi o binecuvântare. Amin. Așa cum ne-a rugat. Cu ochii la ceas, am să încerc să rostesc un mesaj scurt ca să rămână timp suficient pentru frații mei, colegii mei slujitori, Domnul să-i binecuvinteze, ca toate lucrurile să se facă cu rânduială, cu înțelepciune, spre slava lui Dumnezeu și după planul Lui și după voia Lui. Trei lucruri vreau să spun scurt din cuvântul Domnului, care l-am citit aici în Cartea Faptele Apostolilor. Ce am înțeles eu și ce înțeleg din Sfânta Scriptură în legătură cu chemarea la o slujbă, chemarea într-o lucrare. Din experiență proprie, din experiența altora, din ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, am înțeles trei lucruri. Primul lucru, care am văzut și aici, este acela că Dumnezeu hotărăște slujba și lucrarea pe care o are de înfăptuit oricare dintre noi. Amin. Am vrea noi să fim toți păstori, am vrea noi să fim toți proroci, am vrea toți să fim învățători, dar nu este așa. Important este nu voia noastră să se facă, ci voia lui Dumnezeu. Amin. Eu aș vrea să fiu păstor, dar dacă Dumnezeu zice să fiu ușier, mi-e rușine de lucrul acesta? Nu. De ce să fie rușine? Este o slujbă. Dacă Dumnezeu mă cheamă la asta, asta voi fi. Aș vrea să fac evanghelizări în fața sălilor pline, în fața stadioanelor. Dar dacă Dumnezeu mă cheamă și te duci, tu te duci și faci evanghelizare personală. Tu te duci din casă în casă. Pentru că acolo lucrarea ta este eficientă. Ce să spun, Doamne, nu, că eu vreau altceva. Dacă ascult de Dumnezeu și înțelegi locul, lucrarea și chemarea lui Dumnezeu pentru tine, fără îndoială că slujba ta va fi o slujbă eficientă și o slujbă binecuvântată. La vârsta de 17 ani, un copil naiv. Nu-L cunoșteam pe Domnul așa cum îl cunosc astăzi, sau îl cunoșteam prea puțin. Nimeni din familia mea nu era pocăit, nu eram nici eu, nu era nimeni din casa noastră și făceam planuri de viitor. Aveam totuși în mine frica de Domnul. Îmi făceam planuri de viitor și mă gândeam cum aș putea să împuși doi iepuri? Și pe viața spirituală, și pe viața materială. De-aia v-am spus înainte că trebuie căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu, că după aceea celelalte vin ca bonus. Că vă spun din experiență. Și atunci m-am gândit, dacă mă duc la școala de preot, și dacă ajung ca să devin preot, am pușcat doi iepuri. Meserie, meserie, ce să mai discut? Lucrezi o zi pe săptămână, ai cam tot ce străbă, îți dă parohia și casă și toate, toate sunt înălbeală. Și mi-am câștigat și mântuirea. Că dacă nu ori fi mântuiți preoții, păi atunci și ea să fie mântuiți. Așa judecam eu cu înțelepciunea mea naivă de copil la vremea aceea. Zi și făcut. Doi timp în regulă, mă duc și dau examen la seminarul teologic. Și m-am dus și am susținut examen. La vârsta de 17 ani. Am susținut examen la seminarul teologic. Și mare mi-a fost mirare. Și profundă mi-a fost dezamăgirea. Când având o notă mare, am pierdut examen. N-am reușit. Și atunci am coborât jos, jos de tot și cu lacrimi mi-am strigat către Domnul, Doamne, dar Tu nu vrei? Păi eu vreau să fiu un preot grozav.
Dacă mai pune pe mine preot, Doamne, grozav te-aș mai... Ai vedea, Doamne, cum te-aș sluji eu. Ai vedea ce lucrare aș face. Eu vreau să-i ajut pe oameni. Eu vreau să fiu cu săraci. Eu vreau să fiu cu vădumele. Eu vreau să fiu ajutorul tuturora. Doamne, spun sincer. O inimă de copil e cam și cam sinceră, știți? Dumnezeu a văzut totuși ce frământările din inima mea și-a luat de acolo ceva, ce-i bun. Nu mi-a spus atunci, ei, dacă așa stau lucrurile, lasă că o să-ți arăt eu cum trebuie să faci, ca să fii așa cum îmi spui mie acum că vei fi. Și-a luat-o în altă direcție. Dar, Doamne, acum a rămas pe drumuri. Nu mai am nici servici. Cu viața spirituală, nu știu ce va fi. Am ce să fac? O să mă duc. Și Dumnezeu, lasă, că o să mă îngrijesc de tot. Da. Și eram acolo, jos, de tot. Mai jos nu se putea. Nu aveam nici loc de muncă, nu mai aveam nici școală. Am rămas așa pe drum. Și de acolo m-a luat Dumnezeu și a început încet. Și m-a dus unde n-am visat vreodată. Când am intrat la Facultatea de Drept, la București, m-a chemat liderul sindicatului din întreprindere și zis, măi, Ionică, mă cunoștea bine, era prieten cu mine, era băiat harnic, nu vrea să mă laud, mai bine să mă laud alții. Zice, măi, Ionică, mă, pe cine ai avut tu, mă, acolo, așa de mare, că ai reușit la Facultatea de Drept la București? Pentru că pe timpul lui Ceaușescu, știți dumneavoastră, cine intra la medicină și la drept, era cineva. Asta era realitatea. Apoi, domnul maestru, că era maestru, să știți că am avut pe cineva mare. Mă, pe cine ai avut, mă? Ai avut pile puternice? Am avut. Bă, ce? Pe Dumnezeu. Am stat așa să stoi la mine, că el era și cu partidul și cu astea. Întors și o luat-o mai departe. Deci Dumnezeu hotărăște slujba, lucrarea pe care a înfăptuit fiecare dintre noi. Al doilea lucru. Dacă Dumnezeu stabilește slujba și lucrarea pentru fiecare, al doilea lucru este că Dumnezeu stabilește timpul. Dumnezeu stabilește timpul pentru orice slujbă și pentru orice lucrare. Eu am crezut că la 17 ani atunci ai timpul. Însă Dumnezeu a trecut să mă... M-a trecut prin multe lucruri ca să mă pregătească. Moise, la vârsta de 40 de ani, o socotit că atunci ai timpul. Avea toată înțelepciunea Egiptului, avea toată strategia militară, ținea toată înțelepciunea Egiptului, cred că în degetul cel mic. Și atunci el vine, Doamne, acum e momentul ca să mă pui în fruntea poporului și eu, care mă trag din poporul evreu, o să-i scot din țara aceasta, am înțelepciune, am strategii, așa mai departe, voi face lucrarea aceasta. Și a început el să facă ceva în sensul acesta. Și Dumnezeu i-a spus, nu-i acum timp. Ai facultăți, ai terminat toate facultățile, dar mai ai una de făcut. Mai ai încă una. Care? Facultatea Smerenie. Și asta cât ține? 4 ani? Nu 4. Dacă 40. Încă 40 de ani. Dar lungă facultatea asta, Smerenie. 40 de ani. Și au mers 40 de ani pe câmpiile Madianului și după încă 40 de ani îl cheamă Dumnezeu. Moise, hai că acum e momentul. Acum am hotărât. Acum, Doamne, e prea târziu. Tu îmi spui mie că e prea târziu? Păi, Doamne, nu mai vorbesc. Limba mea mâncă. Dar cine a făcut limba? Du-te acum că te fac Dumnezeu pentru Faraon și pentru Egipt. Te fac Dumnezeu pentru ei. Și tot ăsta e la târg cu Dumnezeu. Și până la urmă ce dacă n-au ce să facă. Că atunci când te cheamă Dumnezeu și te trimite, dacă nu vrei nici de cum, urmă consecințele nu o să fie plăcute pentru tine. Dar dacă accepti lucrarea lui Dumnezeu, cel care te trimite, te și investește cu autoritate, cu putere, cu înțelepciune, ca să poți să faci lucrarea. De aceea nu mi-este rușine ori de câte ori sunt chemat într-o lucrare sau ceva. Nu mi-este rușine că dacă știu că Dumnezeu mă cheamă într-o lucrare, El îmi va da și înțelepciune, El îmi va da și călăuzire, El îmi va da și putere, și așa mai departe.
Am avut o lucrare de ungere cu untdelemn în urmă cu două săptămâni la biserica noastră și au venit, ce să vă spun, vreo 60-70 de persoane ca să facem ungerea cu untdelemn și să ne punem mâinile peste ei. I-am chemat de două slujitorii bisericii și am spus, fraților, eu fac ungerea, îi predau la voi, voi vă puneți mâinile și faceți rugăciuni. Cu punerea mâinilor. Ei au venit acolo în față, dar doi dintre ei și noi nu ne punem mâinile. Mă, dar de ce nu vă pune? Așa se ruga. Așa se ruga. Pentru el ați. Ăia l-ați și-o pus mâinile. Și... Păi zice, dacă vine boala peste noi. Măi, fraților, măi. Așa înțelegeți voi lucrarea lui Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu vă trimite într-o lucrare, vă dă putere, vă dă autoritate, cum să vină boala peste voi? Voi porunciți în numele Domnului Iisus Hristos la orice duc de boală să elibereze. Și se supun. Pentru că în fața lui Dumnezeu, duhurile cad în leșin, în locurile preanate. Și când poruncești în numele lui Iisus Hristos, dar când știi că El te-a trimis și El ți-a dat puterea și El ți-a dat autoritatea, atunci nu mi-e frică de nimic. Că știu că Cel care m-a trimis, m-a investit cu putere și cu autoritate ca să pot să-mi făptuiesc voia Lui. La vârsta de 42 de ani, veneam din concediu și treceam prin zona Aradului. Și mi-am dus aminte că primisem la biserică un prospect despre Facultatea de Teologie Betania de la Arad. Până atunci, atât am încercat frații din biserică să mă împingă de la spate. Odată m-au propus să fiu ordinat diacon. Au mers cu mine până în ultimul moment, când mai era 3 zile, l-am sunat pe fratele Silaghi și am spus, frate, nu mai. Se anulează totul. Și cu 3 zile înainte s-a anulat totul. Și nu mai ordinat diacon. Nu era momentul. Nu era timpul stabilit. Și atunci, la vârsta de 42 de ani, treceam, m-am adus aminte ce ne-a venit prospectul acela la biserică și zic la soția mea, știi ceva? Uite, două sume, am pus pe inimă acela. Ce? Să mă duc la Facultatea de Teologie la Betania. N-o zis că nu. O cerceta și pe ea, du-te. Du-te, dar mai ia încă un frate cu tine, care de mult își dorește să meargă. Păi la m-am și gândit. Eu nu m-am gândit să mă duc singur, cu el. Slăviți să fie Domnul. Când m-am dus la fratele respectiv, frate, de zeci de ani aștept răspunsul de la Dumnezeu pentru lucrare. De zeci de ani aștept răspunsul. Și acum iată că Dumnezeu lucrează prin tine. Și așa m-a ajutat Dumnezeu să îmi fătuiesc, să fac această, să fac studiile în teologie. 4 ani de zile am făcut naveta la sesiune de la Marghita la Arad. Mergeam împreună amândoi. Și slăvit să fie Dumnezeu că m-a pregătit pentru lucrarea aceasta. Și după aceea a venit și momentul când am fost ordinat și eu, cum e momentul astăzi pentru fratele Natanael. Au venit slujitorii Domnului, au făcut rugăciuni cu punerea mâinilor, m-au investit în lucrare. Și n-am putut să spun nu. Pentru că în momentul acesta nu-l hotărâsem eu dinainte. Nu-l stabilisem eu dinainte. N-a venit din inițiativa mea. N-a venit din inițiativa cuiva din familia mea, ca să mă vadă și pe mine grozav acolo. N-a venit din inițiativa unor frați din biserică. Măcar că trebuie să fie confirmarea bisericii pentru așa ceva. Duhul Sfânt le-a pus pe inimă la cei mai mari, la cei din conducere. Ca să vină și să facă această lucrare. Atunci am fost ordinați 5 slujitori la Marghita. Când Dumnezeu stabilește momentul, noi trebuie să înțelegem și Duhul Sfânt, eu cred că ne înțeleagă despre aceasta. Și eu am credința 100%. Că Duhul Sfânt a înștiințat și pe fratele Natanael și pe fratele Chiță și pe toți ceilalți despre lucrarea aceasta și despre momentul acesta. Al treilea lucru care vreau să spun și care vreau să închei aceasta, Dumnezeu pregătește locul, locația, împrejurările când are loc investirea în lucrare. Aici, în biserica din Antiohia. Nu era biserica de la Ierusalim. Era în Antiohia. Și acolo, biserica aceasta, aici se formează primul centru de misiune. În Antiohia. Și mi-am pus întrebarea. Doamne, dar de ce nu la Ierusalim? Pentru că acolo erau apostoli, acolo erau ucenicii. Acolo era puterea, la Ierusalim. De ce în Antiohia? Pentru că în Antiohia se întâmpla ceva. Ăia erau în post, ăia erau în rugăciune, acolo erau învățători,
acolo erau proroci, acolo erau vase de lucru. Dar de ce erau vase de lucru? Că erau mai grozavi ei decât cei de la Ierusalim. Pentru că stăteau în post și în rugăciune și Duhul Sfânt lucra și se manifesta cu putere. Pentru că și lucrarea și momentul și locația este stabilită de Duhul Sfânt. Mai citesc o dată. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe ăsta, pe ăsta am o lucrare deosebită pentru ei. Nimeni nu a zis că nu, trebuie să mai avea zis Dumnezeu. Nu, nu, nu. Dacă așa o zis Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Facem lucrare aici. Mă întreb și astăzi. De ce nu l-ați văzut? De ce nu l-ați văzut la Betel? De ce nu l-ați văzut la Tabor? De ce nu l-ați văzut la Marghita? Duhul Sfânt stabilește locația. Dacă s-a părut nimerit Duhului Sfânt, că aici să fie, venim noi de acolo. De unde? Ne cheamă, ne trimite Duhul Sfânt. Au venit frații de la Orad, au venit frații de la Tabor, au venit frații de la Betel, vin și eu de la Marghita. Și facem lucrarea Domnului aici unde hotărăște Dumnezeu. Principiile, direcțiile, prioritățile, nu le stabilim noi oameni. Le stabilește Dumnezeu. Amin. Și cuvântul meu de îndemn pentru fratele Nathanael și pentru toți și da, și slujitori și alții. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Amin. Să-și facă lucrarea. Noi să fim sensibili, să ascultăm vocea Domnului Sfânt. Doamne, iată-mă! Filip. Era acolo la Ierusalim. Biserică, biserică la Ierusalim. Și zice la Filip, Duhul Sfânt, tu lasă un pic lucrare aici, că trebuie să te trimit la evanghelizare personală. Păi unde? Nimeni nu i-a dat locația, i-a dat un drum. Drumul care merge către Gaza. Dar pe cine să evanghelizez eu pe drumul de țară? Lasă, că o să vezi, du-te numai. Au avut rezultate? Au avut rezultate. Un ministru. Sunt toți la Domnul. Prin lucrare de evangelizare personală. Frați și surori, să ne rugăm Domnului ca fiecare dintre noi să înțelege lucrul la care ne-a chemat Dumnezeu. Apoi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt pentru timpul când trebuie să intrăm în lucrare. Și apoi să lăsăm totul la dispoziția lui Dumnezeu, locul și împrejurările în care Dumnezeu va face lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Mulțumim, Egan, pentru că Dumnezeu a dus pentru noi. Am anunțat cântările care se vor cânta, dar eu m-am gândit, e prea târziu să vă memodam să cânte numai după ce vorbește Ghiță. Frații care laudă pe Domnul anunțați cântă, după care fratele Bogdan cântă un prim grupaș. Una sau două. Cum îți spune el? În ghid. Domnul să ne binecuvânteze în continuare. Amin. Sfârșitul, laudă în începutul, spune. Dragi domnului, spunea fratele Bogdan că am pregătit o cântare. Cum aș putea să mă cânt? Mă întreb pe dumneavoastră. Cum aș putea să mă cânt că știu de unde m-a scos pe mine Dumnezeu? Se merită să-i dau toată slava, toată cinstea Domnului meu? Eu zic că se merită și de ce să mai pierd timpul? Îmi dau toată silința să-L slujesc pe Dumnezeu așa cum vrea eu, nu cum vreau eu și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spune cântarea. O de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânte Domnul mie o armonie spre slava celui de Sfânt. Dacă cunoașteți cântarea, vă rog, cântați împreună, că merită Dumnezeu nostru. O de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să Yeah.
Viață în așteptare.
vin ca și un hoț, în noaptea cea târzie. Vegheați păziția nevoț, și atunci eu n-am să vin ca hoț, când voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Vegheați păziția nevoț, și atunci eu n-am să vin ca hoț, când voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Ce ne-a mai rămas să stăm în așteptare și înapoi nu niciun pas înainte să nu dăm răgaz, căci vine mirele chiar azi să îi cântăm osana. Și înapoi nu niciun pas înainte să nu dăm răgaz, ne mirele chiar azi să-i cântăm osana. O istorie spune că în umblarea lui prin lume, Domnul Iisus a întâlnit un bolnav și i s-a făcut milă de el. O expresie comună în Evanghelie. I s-a făcut milă de el și l-a vindecat. A mers un pic mai încolo și a găsit un flămând, un nenorocit și i s-a făcut milă de el. Și i-a dat să mănânce și l-a îngrijit și l-a îmbrăcat. Și a mers mai încolo și a găsit un păstor. L-a găsit plângând. Și s-a pus lângă el și a plâns împreună cu el. N-a avut ce să-i mai facă. Mi-am adus aminte de această istorie pentru că există această abordare omenească, triumfalistă. Acum s-a ajuns și Natanael. În sfârșit, ei cu saci în căruță. Nu știu, mă cunoașteți cei mai mulți și știți că nu sunt pesimist. Nici unul care plânge toată ziua. Din potrivă, unii zic că-s prea vesel. Dar vreau să spun, frate Natanel, ceea ce știi prea bine de altfel, că luptele nu vor fi mai puține. Din potrivă. Lacrimile nu vor fi mai puține. Din potrivă. Ispitele nu vor fi mai puține. Din potrivă. Și mi-am adus aminte de o cântare, una din cântările mele preferate. O cântare care cred că este rugăciunea ta și aș vrea să fie a noastră fiecărui astăzi. Refrenul ei spune, bucuria mea, desfătarea mea, tu să fii, Iisuse. Că nu funcția, că nu slujba, că nu sărbătorile, ci Iisus Hristos. El este sărbătoarea, El este bucuria noastră, slăveți să fie mâna. Vă invit să cântăm împreună, măcar la refren, și fie ca Domnul să ne umple inimile de bucurie. Pregătește tu, Iisuse, inima neîncetat să se desfăteze în tine și-n cuvântul tău curat. Bucuria mea, desfătarea mea, tu să fii, Iisuse. Fie noaptea grea, fie ziua grea, tu să-mi fii, tu să-mi fii, tu să-mi fii, Iisuse. Desfătarea mea, desfătarea mea, să nu mai găsesc plăcere. Să-mi țină
Iisuse, fie noaptea grea, fie ziua grea, Tu să-mi fii, Tu să-mi fii, Tu să-mi fii, Iisuse. Cineva se angajează să slujească lui Dumnezeu. Fratele Natanael și nu numai familia se angajează să slujească lui Dumnezeu într-un mod cu totul la parte, într-un mod mai deosebit, într-un mod mai special. Sigur, această zi este o zi importantă.
aici sunt prieteni, aici sunt rudele, aici este mama fratelui Natanael, Dumnezeu să o binecuvânteze. Aici sunt slujitorii Domnului și sigur este o zi importantă pentru că avem a face cu Dumnezeu. Importanța acestei zile nu o vedem doar în calitatea pe care cineva o câștigă. Importanța acestei zile o vedem prin slujirea care se face înaintea lui Dumnezeu și pentru gloria și slava lui Dumnezeu, înălțând numele Domnului Iisus Hristos. Amin? Amin. Înălțând și glorificând numele Domnului Iisus Hristos. El să ne binecuvinteze. M-am oprit la un pasaj din Scriptură cu această ocazie. În Evanghelia după Matei, din capitolul 20, unde o istorie, o relatare, ne spune următoarele lucruri în versetul 26, 27 și 28. Ci oricare vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Amin. Este acest cuvânt din Sfânta Scriptură în această zi pentru noi un cuvânt relevant. Este cuvântul acesta pentru slujitorii lui Dumnezeu. Un cuvânt autentic, un cuvânt real în vremea aceasta. Dacă cineva aude cuvântul lui Dumnezeu, va spune, cineva din mulțime, s-ar putea să fie și astfel de cazuri, va spune în felul următor. De astăzi începând, avem un rob. De astăzi începând, avem în bisericile noastre, fie Râpa, fie Holot, fie Hodiș, avem un slujitor. Avem unul care ne va sluji nouă. Și atunci va spune, ei, cine suntem noi? Știți când se însoțesc doi oameni la drum și șoferul care conduce mașina, conducătorul auto, are o funcție oarecare. Cel ce stă în dreapta, zice, ce bine de mine. Eu am în stânga mea un conducător auto care are o funcție extraordinară. Bine de azi se simte onorat, se simte bine. Eu, în ceea ce mă privește în această zi, aș dori ca toate adunările, ca Biserica lui Dumnezeu de aici și oriunde s-ar găsi ea, să înțeleagă slujirea într-un mod după Sfintele Scripturi, iar slujitorii să înțeleagă slujirea ca a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Amin. În urma acestui pasaj din Scriptură, nu este nimic greșit. Pasajul acesta din Matei 20, când o mamă își solicită Mântuitorului dorința ei, o prezintă. Ar vrea ceva. Ar vrea pentru fiii ei ceva. Da. Conținutul acestui pasaj ne spune și am putea trage o concluzie în felul următor. Nu este nimic greșit în dorința de a fi mare, dar trebuie să respectate câteva condiții și eu doar ar vrea să vi le amintesc. Nu-i nimic să fii mare atâta vreme cât cauți măreția într-un mod corect. Cauți măreția într-un mod corect. Și din punctul meu de vedere, aceasta înseamnă că îți asumi responsabilitatea acestui lucru. Apoi, un al doilea lucru. Atâta vreme cât îi permitem lui Dumnezeu să decidă El ce este măreția. Și El, Dumnezeu Tatăl, a dovedit ce este măreția prin faptul că pe Fiul Său l-a trimis în lume. L-a dat ca jertfă.
Fiul Său l-a trimis în lume să moară pentru toți beneficiarii morții Lui, cei ce cred în El. El s-a dăruit numele Domnului să fie binecuvântat. Apoi un al treilea lucru. Să fim gata să plătim întregul preț pe care îl cere măreția. Și spun măreție pentru cei ce cred și văd aceasta ca o măreție. Pentru că ea, de fapt, este o slujire. A plăti întregul preț înseamnă ceva mult. Și cei mai mulți oameni nu înțeleg aspectul acesta. Cei mai mulți oameni nu realizează că trebuie să plătești un preț. Da? Când e vorba să fii ordinat în lucrare, în slujbă. Și nu fac referire la cazul de față. Toată casa, soția, e bine, e frumos, trebuie în față, locul din față. Da, așa este. Dar oare casa și familia mai este de acord cu locul acesta când se cere sacrificiu? Mai este de acord cu locul acesta când se cere jertfă? Mai este de acord cu locul acesta când se cere și se cer și alte lucruri? Timp. Va fi de acord soția când spune, sună telefonul și spune, trebuie să plec. Unde? Acolo. Va fi de acord oare soția să plătească acest preț? Domnul să binecuvânteze familia noastră. Amin. Vreau să mărturisesc ceva. Slujind Domnului, soția mea nu mi-a spus niciodată nu te duce. Am ales să slujim Domnului împreună. Ascultați-mă. Am ales să slujim Domnului împreună. Și niciodată n-a spus nu. Dacă trebuie și consider că trebuie să faci lucrul acesta, du-te. Indiferent de împrejurări, indiferent de lucru, indiferent de starea lucrurilor. Spun lucrul acesta, trebuie plătit prețul întreg vis-a-vis de ceea ce înseamnă slujire. Prețul întreg, frate Nathanael, mai înseamnă încă un lucru. Mă gândeam adineori la omul lui Dumnezeu, la Moise. El se mai ferea înaintea Domnului la chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o și spunea, într-un fel sau altul, Doamne, altul nu eu. Și voi spune, nu mă vor crede. Știți ce spune Dumnezeu? Ce-ai? Normal, era toiagul de păstorire. El era un păstor de voi. Ce-ai în mână? Am un toiag, toiagul meu. Știi ce spune Dumnezeu? Lui Moise, aruncă jos. Aruncă jos. Slujitorul lui Dumnezeu, oricare ar fi el, oricare om tinde spre așa ceva, are ceva. Și Dumnezeu îi spune atunci lui Moise, da? Ai toiagul tău, aruncă. Al tău, aruncă. Pentru că avea Dumnezeu în vedere să-i pună în mână toiacul lui. Avea Dumnezeu în vedere să-i dea toate calitățile pentru care Dumnezeu l-a chemat să scoată un popor din robie. Să-i ducă înspre țara promisă. Să-i conducă înspre Canaan. Avea Dumnezeu în vedere uneltele cu care trebuie să le echipeze. Frate Nathanael, dacă toiacul tău, al tău, așa cum știm noi, fiecare suntem noi. Dacă nu l-ai dat din mâna ta, dă-l din mână și lasă să-ți spună Dumnezeu toiagul lui în mână. Amin. Și aceasta nu se va întâmpla așa, ca la o fluiera. Nu se va întâmpla așa. Aceasta se va întâmpla prin zdrobirea care trebuie să fie așa în viața noastră, după voia și după cuvântul lui Dumnezeu. El să ne binecuvânteze și să ne binecuvânteze. Mă rog Domnului, frate Nathanael, și
Dumnezeu, întreaga familie, să vă încurajeze această calitate de slujitor în Biserica lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea lucru este, suntem bucuroși că judecata lui Dumnezeu, ca judecata lui Dumnezeu să stabilească care este măreția adevărată. Și aceasta ne spune versetul din Scriptură. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-ți dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cine va fi modelul de slujire? Oamenii fiecare își au modelul lor în viață, modelul de slujire ca ăla, spre începeala, să cânte ca aia, să fie așa sau să fie așa. Scriptura ne prezintă pe Iisus Hristos, care a venit nu să-i se slujească. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. O, atâția slujitori și nu înțeleg aspectul slujit. Atâția slujitori și nu acceptă sensul real al slujitului. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Să înțeleg sensul de a fi un slujit. Pentru că, trebuie să spun, adevărata măreție se amână în caracter, mult abilitate sau măreție. Adevărata slujire înaintea lui Dumnezeu, spun lucrul acesta pentru copiii de aici, spun lucrul acesta pentru părinții care vor ca în viața lor să-și crească copiii ca pe niște slujitori. Adevărata măreție este în caracter. Și în caracterul acela format până la 7 ani. În caracterul acela format de părinte, de tată și mamă, atunci când vizează ceva pentru copilul lui. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile. Și copiii voștri să vi creșteți în așa fel, încât ei să devină oameni mari înaintea lui Dumnezeu. Adică cu un caracter mare. Nu totdeauna abilitățile și nu totdeauna poziția, ci totdeauna caracterul înaintea lui Dumnezeu este foarte important. Și aceasta înseamnă măreție. Domnul să fie în veci de veci binecuvântat. Amin. Astăzi are loc aici această confirmare. Mică ordinarea. Doresc în foarte puține cuvinte să vorbesc despre chemarea la slujire. Chemarea la slujire este o chemare lăuntrică. Când omul, când tu care mă asculți acum, indiferent unde ești, simți înăuntrul tău și inima ta îți vorbește, tu poți să slujești. Sau tu trăiești chemarea aceea din partea lui Dumnezeu pentru că iubești voia lui Dumnezeu. Pentru că îl iubești pe Dumnezeu. Simți chemarea aceea lăuntrică. Și aceasta este o chemare la slujire lăuntrică. Dar apoi este o altă chemare. În baza chemării lăuntrice și a începutului de slujire, chemarea exterioară. Și aceasta este chemarea bisericii. Așa cum se amintea aici, pe fratele nostru înainte, biserica trebuie să fie cea care observă. Noi vedem, se poate, poate să fie ceva. Dar nu uitați un lucru. Același Duh face și chemarea lăuntrică, și chemarea exterioară. Pentru că noi găsim scris așa de frumos în Apocalipsa 22 cu versetul 17. Și Duhul și mireasa, adică și Duhul lui Dumnezeu care ție îți vorbește, și biserica care observă chemarea aceasta, numele Domnului să fie binecuvântat. Și aici se punea problema atât de frumos în cartea Faptele Apostolilor despre acea chemare sesizată și acea chemare provocată din exterior trebuie. Și apoi doresc să spun, spunea cineva zilele acestea un lucru foarte interesant. Spunea, sunt atâția slujitori. La care am spus, dimpotrivă, nu sunt slujitori. Cineva ieri spunea în felul următor.
Noi totdeauna ne rugăm lui Dumnezeu și vrem să se împlinească voia lui Dumnezeu, oamenii să vină la pocăință. Și eu spus amin, eu spun amin, să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Dar avem o problemă. Și aș dori să sesizați lucrul acesta. Adesea nu putem să-i păstorim. Noi zicem să vină la Dumnezeu și nu putem pentru că nu sunt slujitori. Atunci, în momentul în care realizăm nevoia de slujire, în momentul în care realizăm marea însărcinare, în momentul în care realizăm după Sfintele Scripturi și planul măreț al lui Dumnezeu, atunci și numai atunci constatăm că nu sunt slujitori. Pentru mine este o bucurie ori de câte ori se ridică un bărbat vrednic de slujire. Ori de câte ori biserica lui Dumnezeu îi dă girul, slujește lui Dumnezeu. În inima mea sunt plin de bucurie. Și vreau să spun lucrul acesta, ar trebui să se întâmple tot mai des. Adică tot mai mulți slujitori. Pentru că holdele sunt coapte și nu sunt slujitori. Domnul să binecuvânteze de aici, din locul acesta, inim cu decizii în această zi, ca să slujească lui Dumnezeu. Dar atunci când vor înțelege și Duhul, nu uitați, și mireasa. Atunci când vor fi gata să plătească prețul întreg pentru slujire. Și eu zic, numele Domnului să ne binecuvânteze. Slujitorul trebuie să jertfească totul. Ființa, puterea, avuția dacă o are, totul trebuie să le pună la picioarele Domnului. Nimic nu-i mai frumos decât să slujești cu lui Dumnezeu, a căruia este și cerul și pământul. Nimic nu este mai frumos dacă îl cunoști pe El, așa cum le spune Sfânta Scriptură, că El este creatorul tuturor lucrurilor. În momentul în care David a fost uns ca împărat, nu uita frate Natanael, el încă a strigat oilor tăi. El a vrut să înțeleagă chemarea aceea divină în toată plinătatea ei. Până când Dumnezeu l-a înzestrat cu toate calitățile, apoi a intrat în acea slujbă, lăsată de Dumnezeu pentru el, să fie împărat. În al doilea lucru, nu uita, Iosua era ucenicul frumos. A stat aproape de el. L-a observat în tot ce a făcut. A fost gata în momentul în care Moise n-a mai fost. A fost gata și a putut să înțeleagă voia lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu. A putut să perceapă ce îi poruncește Dumnezeu să facă. A știut să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la el. Mă rog Domnului să vă binecuvinteze. Amin. Să vă binecuvinteze toată familia voastră. Amin. Ca să puteți să slujiți lui Dumnezeu. Amin. Este interesant ca să știi că David, după ce el a ajuns împărat, s-au ridicat oamenii vrăjmași împotriva lui. Și el nu și-a ridicat capul să spună, o, acum sunt împărat, acum știu ce trebuie să fac, voi face, voi face, voi face, voi face. David, în momentul acela, s-a pus înaintea Domnului. Și ce-a făcut el? A întrebat pe Domnul. Doamne, ce să fac? Îmi vei da poporul acesta în mine? Și Domnul i-a spus, da, voi da poporul acesta în mine. Victorie, nu-i așa? După victorie s-au pregătit din nou vrăjmașii. Și a spus, el am avut o așa frumoasă victorie, sigur, mă voi duce și mă voi război cu ei și Domnul îmi va da din nou biruință. S-a dus și din nou a întrebat pe Domnul, Doamne, să mă sui împotriva lor? Și Domnul ce a spus? Du-te, du-te că tu ești puternic, tu ești victorios, du-te că tu ai făcut atâtea lucruri. A spus, Doamne, nu te duce. Nu te duce.
atunci te duci când pe o zi vuietul pașilor mei în vârful duzilor. Lăudat să fie Domnul! Amin! Natanael, du-te ori de câte ori de auzi vuietul pașilor Domnului. Ceea ce mă privește, îl rog Dumnezeu să te însoțească. Amin! Acum, asta la început, eu vreau să fiți cu toți aici, acum spun asta. Familia noastră s-a compus din 9 copii. Tata a fost un slujitor al Domnului, dacă vreți, un proroc. Nu erau mulți atunci, în vremea aceea. Prorocirii erau rare. Da, când era câte o prorocire, era dat și amin. Împlinire. Dumnezeu a avut ca să avem acolo o familie, un urmaș, și din acest punct de vedere. Suntem o familie care ne-am pocăit de tineri, toți pruncii. Așa că suntem fericiți că n-am gustat plăcere, aceste lumi, plăcere, nu-ți plăcere. Ne-am pocăit, dacă vreți, botezat de tineri, și am iubit pe Domnul sincer. Am luat pocăința ca fiind cel mai serios lucru din lume. Am luat pocăința cu sinceritate, cu smerenie și am încercat să ne sfințim așa cum ne cere cuvântul. Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Cu noi și mama și astăzi și ea a fost o slujitoare. Adiosic a făcut pâine pe cucina Domnului an bun. S-a mutat la mine în Oradea, locuiește cu mine Lucia, de cea tata. S-a făcut și la noi, la biserică, viță, martor, pâinea pentru cine Domnului a mult. Dumnezeu să-i răspătrească. Amin. Sigur că e mai în vârstă acum. S-am întrebat-o cu dragoste, vrei să vii? Eu doar din ocote pun până la biserică, în față, în mașină și vin. S-a gândit, până la urmă, să vedeți ce bucurie de el, de rămasă, până la mult, de putea să mă curat că vine. Și mă bucur că e aici. Dintre cei 9 frați, Ioan la Timișoara, la Moș, și Cine, sunt diacon. Știu că ajutorul Domnului și eu, în care lucrare Domnului de-a mult, îi mulțumim Domnului pentru harul acesta. Ne-a ajutat Dumnezeu. Ne-am încrezut în El. Cu toată ființa noastră. Vreau să vă spun că avem bogății și alte lucruri lângă noi n-au fost. Dar au fost niște lucrări din partea Domnului care ne-au ținut în picioare. Și am spus de multe ori. Mi-a vorbit Domnul pe vatra casei noastre din Diosilă, pe pământ. Și repet și astăzi, dacă mă vei iubi cum te iubesc eu, care te-am ales din pântecele mamei tale, binecuvântările mele te vor urma. Binecuvântări spirituale și pământești. N-am știut multe atunci. Dar te tot văd pe sora Piri. Tu, Bogdan, poate că o cunosc pe sora Piri. Fost acolo loc. Maghiare, era sora. S-a mutat, urmă, la Turda. O vin lucrarea aceasta prin ea. Și tot mă urmărea lucrarea asta. Dar vreau să vă spun că am ajuns și eu la vârstă. Și am văzut că lucrarea s-a împlinit cu vârșul de sat. Că așa e Dumnezeu. A ridicat prin Atanael ca și un vas de lucru. Și câteva exemple vreau să dau de felul cum l-a folosit Dumnezeu prin darul care l-a dat. Sunt aici. Petre a avut o umflătură aici, zic eu, la costă, undeva la acolo. Cât un om de gâscă, știți eu un om de gâscă și cum îl simți când vrei să te cuci pe partea aceea. Și s-au rugat frații împreună cu fratele și a avut Domnul de spus ceva în dreptul lui Petre prin Atanael. Și acea umflătură s-a dus pe loc. Știi ce înseamnă asta? Nu de-a disfrutare. Cel care a făcut omul și cunoaște componentele organismului uman, el știe cum operează și fără cuțit. Și o să spune asta, nu-i bun, este pictura asta acolo. Trebuie să iau o lată, Domnul. Petre, așa este? Așa este. Frate, de poate un alt exemplu. A avut și el. La terminația colonii vertebrale, o problemă. Dar prin
Cuvântul Domnului spus prin robul lui, Dumnezeu a făcut o minune, ca ceva. A lucrat Dumnezeu. Și mai dau un exemplu de la Ripa, de la un bărbat care s-a botezat în iarna trecută, putem spune, în decembrie, la ultimul botez de acolo. Ștefan, care a fost cu gura strâmbă, a fost paralizat, el nu putea să mănânce decât cu paie. Nu putea să articuleze cuvinte și așa mai departe. E greu, știți, nu asta nimic. S-a făcut rugăciune pentru fratele Ștefan și Dumnezeu a vorbit în dreptul lui. Și astăzi el mănâncă. Și astăzi vorbește. Cine lucrează? Dumnezeu. Și vreau ca Dumnezeu, care l-a folosit până acum, în această slujire, de proroc să folosească și ca prezbite, prezbite. Să-L binecuvânteze în toate. Am spus aceste cuvinte nu ca să-mi laud familia sau să-L laud pe El, ci niște realități. Să ne rugăm pentru că a intrat în slujire înseamnă, cum spunea fratele Ghiță, și foarte bine să fii slujitor la toți. Dacă te scoară cineva noaptea, trebuie să te scoate, ești păstorul lui de suflet. Dacă te cheamă cineva ziua, când tu ești împrins cu alte lucruri acasă la tine, le lași toate, te speri și te duci acolo. Se căsătorește cineva, merge acolo, moare cineva, merge acolo, privește la mormântare. Sunt lucruri de făcut și care nu suportă amânări, sunt lucruri cu termen. Dacă ești capabil să te angrenezi munca asta, accepți lucrarea Domnului, dacă nu. Și mulțumesc Domnului pentru că a venit vremea, că într-adevăr, cum spunea și tizul meu, Bogdan și Diță, despre Moise, școala asta smerenie de 40 de ani, i-a prins tare bine. Și luna de la el, Dumnezeu a dat o școală de răbdare, o școală de smerenie tare multă. Și mulțumesc, așa cum spuneau frații, la ședința de la Comitetul Filial, când am aprobat ordinarea lui, a fost încercat, pe nespuse. Nu s-a spus nimic. S-a urmărit doar comportamentul lui. Pentru că se știa că bisericile au cerut în unanimitate, fără rezervă, ordinarea lui și păstorul, sigur, din apucătoria, de mod. Dar frații l-au încercat. Nici mie nu vreau spus tare. Atunci am înțeles. Mulțumesc Domnului pentru că pocăința este definită foarte bine prin răbdare. Dacă ai răbdare, îndelungă răbdare, Dumnezeu îți dă biruință. A venit vremea să ne bucurăm astăzi și eu îi mulțumesc Domnului pentru aceea. Tatăl meu, să fii tare, să fii puternic și așa cum citeam din Tit, și poți să le citești acolo, cuvântul să fie acela care să-ți conducă conduita, viața ta de prezbite. Cuvântul Domnului. Sunt unii care din priviri, dintr-un cuvânt blând, mustrați cu blândețea înțelepciunii, aplică pocăința așa cum trebuie. Sunt alții, cum spunea Tit, Pavel către Tit, care trebuie să răspund și tu. Răspunde nebunului, spune un cuvânt în Biblie după nebunia lui. Cu asprime! Dumnezeu să-ți dea minte, să discerni exact care trebuie să fie comportamentul tău cu fiecare oaie în barcă, uiți! Pentru că fiecare individ trebuie păstorit, oarecum separat. Nu poți aplica o regulă pentru toți. Dumnezeu să fie binecuvânteze. Acum, pentru că suntem de la jumătatea slujbe, poate mai trecut un pic, vreau să ne ridicăm în picioare, să facem poeta, să ne mișcăm o leagă și cântăm.